Recovering academic. Am făcut și eu la un moment dat un PhD în AI. Am făcut ceva destul de relevant pentru topicul ăsta. Eu am făcut primul laborator de ambient intelligence din România. Pe scurt, aveam niște senzori care monitorizau bătrânei. Noi căutam să aplicăm machine learning pe chestia aia și evident m-am lovit de problema spinoasă de care discutăm azi. Am făcut un precursor al acestei chestii acum, back in the day, când eram mai tânăr, acum vreo 6-7 ani. Dar bineînțeles că între timp lucrurile au evoluat. So that's me. Azi sunt antreprenor, am renunțat la PhD. Nu, era aproape să drop out, dar până la urmă l-am terminat cu niște aventuri. Și long story short, eu sunt co-founder la o agenție de product development care se numește Vitamin Software. Și noi ce facem e un pic opus la ce fac majoritatea agențiilor. Majoritatea agențiilor ori îți augment your team, ori îți iau o idee și transformă într-un MVP. E, noi, ca să fim mai comoți, noi ducem MVP-ul la product market fit. Și avem un success ratio mult peste media industriei datorită faptului că suntem frugal. Așa că azi avem, fiindcă m-a invitat Bogdan, basically, avem două prezentări, două unghiuri ale aceleași probleme. Un unghi mai MVP to product market fit al nostru, cum se rezolvă problema asta spinoasă de MLOps și DataOps. Și un unghi mai după product market fit al echipei de la Dormi. Deci ambele sunt super bune, sunt sigur că sunt încă 50 de alte soluții. Scopul nu e să zicem care e cea mai bună soluție, că așa se face, scopul e să share. Ok, asta am reușit noi să facem. Dacă credeți că vă e util, întrebați, vă încurajez să facem foarte interactivă prezentarea. Mie așa îmi plac. Ok, și ca să nu o lungesc, asta e short intro of myself. V-aș ruga să vă prezentați foarte rapid ceilalți care o să fiți în acest panel. Adică Mihai și Alex de la Dormi întâi și apoi Radu și George de la noi. So, go! Salut! Sunt Mihai de la Dormi, jack of all trades, dar oficial PO și lead la data science. Iarăși recovering academician sau mai degrabă care a refuzat de aspirații și am preluat parte de inginerie de nevoie și cred că foarte mulți suntem în aceeași situație în care avem idei grozave, dar ca să le executăm trebuie și partea asta. Salut, eu sunt Alex, lucrez ca data engineer la Dormi. Dacă tot e cu recovering academician, și eu sunt recovering academician. Am un PhD început, scris chestii, dar n-am apucat să termin lucrarea nici în ziua de după mulți ani. Și e într-un domeniu total diferit de ce se întâmplă aici, e într-un domeniu de hazarde naturale, geoinformatică, puțin în altă sferă. Și în momentul de față mă ocup de partea asta de urâtă de date pe care, uite, Bogdan am văzut-o, știu sigur, și alții care spar așa niște lucruri ezoterice și... Da, cam asta. Salut! Pare bine să vă cunosc. Eu sunt Radu, de la Vitamin. Lucrez ca project manager. Am un background de software engineer. Și nu am renunțat la niciun PhD, dar... Nu am scris lucrarea de master, dacă tot suntem aici. Cool. Salut, eu sunt George și da, și eu sunt recovery academic, ok? Am început PhD, aproape am terminat un PhD în computer engineering. Dar am făcut un shift abrupt către startup world pe finalul PhD-ului și deocamdată e on hold. Iar la Vitamin, da, tot un fel de am început jack of all trades, iar acum m-am specializat pe technical lead.
Cool, mersi. Mai revenim cu partea de lean learning cu Academia, văd că e un topic comun. Mă gândeam, deci practic restul de 45 de minute până la fix, eu sunt obsedat cu timp, așa că we have to accept it. O să împărțim în două, între cele două povești. Ca să curgă frumos, practic o să începem cu etapa asta de MVP to Product Market Fit. Vezi cum arată MLOps acolo și apoi de la Product Market Fit încolo. Mai vreau să ne aliniem ce înseamnă aceste două concepte despre care vorbim azi, MLOps și DataOps. Și ca să nu petrecem o oră să ne punem de acord ce înseamnă, am luat de la niște oameni mai deștepți ca noi, adică cei de la Gartner și cei de la IBM, o foarte scurtă definiție. Ce rol are asta ca să vorbim despre același lucru? Deci, Gartner zice că MLOps is a subset of ModelOps, care e o chestie abstractă și mai complicată. Let's put a pin in that. MLOps is focused on the operaționalizarea ML models. Deci asta e. Să le faci, nu numai să le rulezi o singură dată, ci să le tot updatezi în producție. Practic, când poți să-i faci deploy la un update fără să bați pe cineva, you're on the right track. Asta e ideea simplificată. Iar partea de DataOps e asemănător pentru partea asta de date. Adică ei zic așa, automated process oriented methodology used by data teams to improve quality and reduce the time cycle of data analytics. Deci, asemănător. Cum ajungi la raportul final cu date fără să bați pe cineva cu toți pașii intermediari. Cam asta e. Sper că sunteți de acord. Dacă nu sunteți de acord, ziceți pe chat și o să programez eu când cred de cuvință disagreement-ul. Și ca să rezum, o să spunem două povești în continuare. Le-am făcut un pic review la slide-uri, am pregătit niște slide-uri, nu știu exact care e forma finală, dar eu le-am sugerat să fie mai simple ca să ne concentrăm pe întrebări de la voi. Nu știu cât de simple a ieșit în vien, dar here goes nothing. O să fie povestea de la Dormi, a doua, în care ne vor povesti cum suportă tot acest data-powered operation de e-commerce. E foarte, foarte fain, foarte surprinzător. Iar noi o să vă povestim pentru un client de-a nostru, care e un fintech company și are numai data scientists, care își prindea urechile cu toate chestiile astea, cum i-am ajutat să treacă la un mod mai streamlined de a face MLOps. So guys, this is your moment. Enjoy. Vă rog să puneți întrebări sau să interveniți direct, apropo, dacă aveți, și le servim. Eu prefer interactiv. Okay, first technical issue. I cannot share my screen. Permissions. Just a second. Or George, if you want to share yours. If you have the presentation in hand. Am uitat să zic, în această sesiune de grup therapy este permis romgleză, ca să nu ne simțim vinovați că n-am zis șoricel și alte chestii. Ok. Cool, cool. Ok, pare că merge, îți văd ecranul. Ar trebui să te duci pe... Deocamdată ne vedem pe noi. Da, wrong tab. Ok, stai să vedem. Oh, ok. Noi folosim Zoom de obicei. How about now? Da, acum vedeți ce trebuie? Da, e în regulă. Da, da. Și acum? Da, perfect. Ok. Cool. Salut, salut. Bine ați venit. O să trec rapid peste prezentare pentru că deja am vorbit.
Cum spunea și Andrei, noi suntem o agenție de product development pentru startup-uri și aducem de la MVP la product market fit. Ce m-a interesat la Vitamin Software e faptul că suntem o echipă distribuită, nu avem niciun birou fizic și lucrăm din 9 țări diferite. Și cum am intrat noi în contact cu MLOps a fost prin intermediul clienților noștri și clientul despre care vom vorbi acum și la care lucrez împreună cu George este un client de care are o echipă de data scientists care fac predicții pe credite destinate consumatorilor. Cum spuneam, eu sunt Radu, sunt project manager și George este technical lead la proiectul acesta. Și fun fact, George a trebuit să învețe R și să devină un expert în R pentru proiectul acesta. Cool. Okay. Care era problema cu care a venit clientul la noi sau pe care am identificat-o? Pe scurt, framework-ul în care lucrau ei era Dropbox. Și hai să vedem ce înseamnă asta. Era greu să reproducă rezultatele, nu își aminteau cum au obținut anumite rezultate acum 3 luni. Și avem un exemplu de nume care în momentul respectiv poate însemna ceva, dar când încerci să faci, să-ți dai seama ce s-a întâmplat atunci, acum 3 luni, nu-ți mai spune nimic. Nu știu dacă sună familiar, cred că toți am fost acolo la un moment dat. O altă problemă era faptul că de fiecare dată când obțineau date noi, trebuia să actualizeze modelul și nu erau siguri cât de bine performează când e comparat cu cele pe care le aveau din trecut sau cele care lucrează pe alte dataset-uri. Tocmai din cauza asta și trebuia să lucreze extra ca să liniștească această grijă. Dura destul de mult să adauge companii noi sau seturi de date noi. 2 luni era media. Și rulau niște scripturi local. Nu exista un mediu de producție. Și asta însemna că era greu să colaboreze, să lucreze împreună pe același proiect sau să primească ajutor de la colegilor. În principiu, da. Rulările erau majoritate locale și datele erau uploadate pe Dropbox. Concluzia noastră a fost că Dropbox nu le dădea un cadru, nu aveau o structură care să-i forțeze să lucreze să lucreze într-un mod mai sănătos. Și o să-l las pe George să descrie care a fost soluția noastră la problemele astea. Da. Mersi, Radu. Repet încă o dată, dacă aveți întrebări, puteți să ne întrerupeți oricând. Da, aceasta era situația cam prin toamnă, anul trecut. Deci, da, pe scurt aveau mai multe seturi de date și mai multe modele de predicție pentru niște rezultate financiare. Deci noi am plecat, da, de la niște întrebări de genul cum versionăm datele, cum versionăm modelul, rezultatele modelului, vrem să știm cu ce date a fost rulat modelul și rezultatele, da,
de unde le-am obținut. Și am, plecând de la treaba asta, ne-am dat rapid seama că ok, avem nevoie de ceva diferit de, de software engineering de cu care suntem noi obișnuiți sau ceva. Nu ajunge un tool generic, nu ajunge doar un GitHub și am ajuns să căutăm tool-uri diferite pentru machine learning și pentru AI. Și am ajuns destul de rapid la platforme chiar pentru dezvoltare de, de software, ok, nu neapărat software, soluții bazate pe AI sau ML. Și ne-am oprit la o platformă Databricks, care este pur și simplu un wrapper peste un serviciu de cloud, sau ok, nu numai un serviciu, peste servicii de cloud, cum ar fi Amazon, Web Services, Google Cloud sau Microsoft Azure, și oferă soluții de management dedicat pentru modele de machine learning. E un tool chiar open source, MLflow, cu care poți să, da, să faci managementul și tracking-ul experimentelor, modelelor, scheme de date, metrici, and etc. Pentru asta l-am ales noi. Pe lângă asta mai are și alte funcționalități. Are și un suport pentru data lake, are mașini predefinite de, cu preinstalate cu Spark și R, Python, Scala, tot ce vrei pentru ML și biblioteci de ML. Și ceva pentru viitor, care ne-am uitat noi, să aibă și suport pentru job management, pe care plănuim să-l folosim. Deci, în final, soluția noastră a ajuns să mutăm tot workflow-ul lor, deci toată partea de data, atât de DataOps cât și de MLOps, în Databricks. E încă un work in progress. Evident că n-am putut să facem tranziția foarte abrupt, dar cu ocazia asta ne-a forțat și pe noi și pe client să standardizăm pipeline-ul, de fapt, data pipeline, care ok, face ingestul de data, transformările și ok, load-ul în data lake-ul lor. Da. Scuze, cred că avem deja niște întrebări și putem să începem să răspundem. Da, prima, cred că era, care e dimensiunea echipei care lucra pe modul ăsta Dropbox? Erau patru data scientists, din câte amintesc eu, care lucrau împreună. Și când au simțit nevoia că nu se mai poate, a fost atunci când au înțeles și când de fapt trebuie să ruleze mai des modelele astea. Adică au venit nevoia de business de a rula modelele astea nu odată la 3 luni, ci și mai des. Target-ul ar fi cam o dată pe săptămână sau poate on demand. Și atunci au început să uite la asta. Și de asemenea nu prea mai scala să rulez local și aveau și dificultate neavând DevOps within the team, aveau și dificultate în a rerula pe un ECS. Au și bulit ceva, ca să folosesc un termen așa, sau mai mult a fost nevoia de scalare? Un exemplu ar fi faptul că nu era nimeni de DevOps în echipă, deci erau data scientists care nu lucraseră cu Amazon, aveau cont pe Amazon și își creaseră de fapt câte un cont de Amazon pentru fiecare membru al echipei și fiecare
membru al echipei avea câte o mașină virtuală în contul lui de Amazon, dar dacă aveau nevoie de ajutor unul de la altul sau să conține unul muncă altuia, nu puteau să acceseze resursele respective. Adică asta era o problemă. Și de asta, ala asta ajuta și soluția pe care le-am propus-o, fiind ceva managed, nu trebuia să se gândească la nimic legat de DevOps, clustere and other AWS stuff. Puteau să se concentreze pe ce știu ei să facă mai bine. Apropo, avem o întrebare amuzantă de la Bogdan. Dacă au tranzacționat miliarde de euro, nu cu tranzacționare, dar chestia funny, că ce fac oamenii ăștia, ei fac predicție când o să-ți plătești ratele. Practic, ăsta e inputul. Un istoric al plăților tale și alte date despre tine și o să prezică când îți plătești ratele. Deci, most likely, când bulesc ei ceva, nu primești ce trebuia să primești și vrei să plătești în rate. Deci, na, tot neplăcut. Așa. Stai așa și să mă asigur că răspunde la întrebări. Deci, am răspuns cu dimensiunea echipei. Ești happy, Edward, cu... Da, da, da. Am prins un pic și nevoia și dimensiunea, adică niște triggere, așa, mersi. Bun. Cât de des erau chestiile preinstalate, intrau în conflict cu ce aveau nevoie oamenii? Adică cum... Nu știu, asta cred că e pentru George. Da. Destul de des, aș zice, mă rog, ei până la urmă le-au rezolvat că pur și simplu au creat un fel de header file în AR în care instalau toate bibliotecile, toate pachetele de care aveau nevoie peste tot în cod. Oarecum au rezolvat problema asta, dar mă rog, dezavantajul că era startup time destul de mare și tot se bulea. Au avut și package environment, au avut și Python, au folosit și Conda la moment dat, dar la fel, era destul ok, cine era mai expert sau cine era mai familiar se descurca, dar ceilalți membri ai echipei tot apăreau probleme sau aveau nevoie de ajutor. Răspunde la întrebare? Da. Da. Și nevoia de fapt, cred că ok, când au apelat la ajutor extern. Cred că, ok, nu știu, poate chiar Radu știe mai bine. Cred că ei de câteva, ok, de un an de zile lucrau în modul ăsta sau ca ordin de mărime, ceva în genul ăsta. 12, poate 18 luni. Cam așa. Bun, propun să ne mișcăm ca să fim cu ochii pe timp și vă promit că nu vă rămâne nerăspunse întrebările. Deci keep them coming. Așa. And you guys keep going. Da. Nu o să intru foarte mult în detaliu. Am pus, sincer, doar un screenshot cu cam ce vede data scientist-ul un tool. Are doar un dashboard. Asta e partea cea mai interesantă, să spunem, partea de modeling și de rulat experimente. Ok, în partea de works, în dashboardul de workspace pot să scrie datele în codul în notebook-uri, în date au acces la doar la upload și cam atât de fapt de date, clusters și jobs, tot așa pentru managementul cluster-urilor și job-urilor. Iar da, cum spuneam, avantajul e că ai un tool opinionated de care am mai amintit, deci ai exact cam ce nevoie au ei. Deci versionarea asupra modelului, tracking, ok, metadate despre când s-a rulat un experiment, cu ce parametri a fost configurat modelul, care sunt toate inputurile și outputurile, și poți să le și compar diferite versiuni ale modelului și metricile rezultate.
Deci poți să faci și un pic de analiză. Evident, dacă, ok, nu vine totul out of the box, trebuie și un pic să-ți structurezi, ok, să apelezi din cod anumite API-ul de la MLflow, dar asta au făcut-o chiar ei, deci a fost destul de ușor pentru ei să o facă. Noi nu ne-am implicat foarte mult. Bun. Babysitting unui model cu tool-ul ăsta. Depinde ce înțelegi prin din babysitting. Da, bună întrebare. Preprocesarea de date, ok. Să răspund întâi la babysitting. Da, cred că da. Deci nu sunt foarte sigur ce înțelegeți prin babysitting, dar dacă înseamnă, ok, că rulezi nu știu câte zeci chiar de experimente cu diferite parametri, cu diferiți parametri și cu diferite date de intrare, da, te ajută tool-ul. Nu faci automat, corect, dar te ajută. Fix opusul asta. Să ai un singur model pe care tot îl freci. Din câteva etape, mai schimbi un learning rate, mai schimbi câteva alt parametru. Păi, da, practic asta vedem aici cumva. Asta e doar un singur model, de fapt. Ai, ok, ai diferite versiuni, deci îl mai tweakuiești, de exemplu, uite, se schimbă learning rate și uneori și max depth parameters și poți să-l rulezi, da, pe aceleași date de training, ok. Și când ești mulțumit, de fapt, practic îl treci în producție și poți să-l rulezi pe setul de date extins. Iar preprocesarea de date este încă manuală sau ok. Nu te ajută tool-ul foarte mult. Sunt, da, o grămadă de scripturi în R care ei deja le făcuseră, în care da, citeau din diferite CSV-uri de intrare, le transformau la un schema, un internal data schema standardizat și după aceea, ok, scoteau încă, sunt de acord, o soluție pe genunchi, dar care chiar merge, scoteau pur și simplu, salvau fișiere cu toate datele, pur și simplu dump-uri de database, cum ar fi, inclusiv chiar și datele pregenerate. De exemplu, dacă făceau, extrapolau unele date, le scuipeau și pe acelea în fișiere, ca să nu își mai bată capul cu cod mai încolo. Cool. Eu sunt omul cu timpul. Vreau să vă readuc aminte de acest aspect. În sensul că vreau să reușim să trecem prin ambele prezentări înainte să obosim. Și după aia putem să stăm mult. Așa. Deci propun să go forward. Bun. Pe scurt, ce am învățat noi din toată experiența asta, da, feedback-ul care îl avem de la client e că ok, am ales bine, că ne-am dus către un tool specializat și și opinionated, adică care te forțează practic să faci lucrurile cum, până la urmă, cum le face majoritatea în domeniul respectiv. Multe din chestii au fost, ce bine, noi chiar făceam treaba asta, dar am făcut-o noi manual, acum avem un tool care ne ușurează munca. Ce nu ne-am așteptat? Ok, adopția a fost destul de grea. Nu că nu ar fi vrut, ci pur și simplu că e greu să schimbi de pe o zi, ok, o săptămână, o lună pe alta, modul de lucru. Dar valoarea mare care am adus-o, da, a fost că le-am eliberat practic timpul să se focuseze pe ce fac ei, pe data science, data analytics, data și data processing, că ei știu mai bine.
în loc să-și bată capul cu partea de ops, inclusiv DevOps, MLOps, DataOps, tot ce înseamnă ops. Da. Cum e ușor? Păi e ușor, dar nu poți să o faci destul de rapid. Asta a fost. Și noi am avut niște așteptări nerealiste cumva că păi nu sunt schimbări majore, dar practic ce se întâmplă, ajungi să îți să ai niște chestii inconștiente care le faci. Sau o rutină, ai muscle memory până la urmă. Pur și simplu ești obișnuit să faci lucrurile într-un fel și până treci, chiar dacă vezi valoare, până treci la ceva diferit, îți ia un pic de timp. Nu știu, e ca și cum treci de la mașină cu cutie de viteză automată pe manuală sau invers. It's not exactly a breeze. Da, requires a lot of therapy. Iar ca și sfaturi, dacă cineva se găsește, se va găsi în situația asta, ar fi ok să evalueze mai bine impactul asupra modului de lucru. De exemplu, da, noi n-am dat atenție foarte mult la început la integrarea cu GitHub și de faptul Databricks nu era foarte matur și a trebuit să facem noi niște scripturi și să, de fapt, să-i scoatem din editarea în Databricks. Și ok, niște advice-uri generale până la urmă, generice. Da, să încep cu pași mărunți. Asta a funcționat bine la noi pentru că a ușurat și adopția. Deci după ce, ok, au văzut valoare și s-au obișnuit cu ceva mic, cu partea de model, după aceea partea mai grea cu ETL-ul, cu toată preprocesarea de date a mers mult mai ușor. Și da, noi ne-am tot gândit la modularizare. Chiar dacă, deci, tot ce facem acum, piesele va trebui mai mult să le aducem într-un puzzle care să și automatizeze toată soluția aceasta. Deocamdată încă este destul de manuală. La un moment dat va trebui să fie un mediu de producție total autonom. Super, ne-am cam încadrat în timp. Cam, da. Nu știu, dacă aveți un last question și după aia aș vrea să trecem la prezentarea lui Mihai și a lui Alex. No pressure. Ok, hai să trecem și dacă vin idei din mers să le preluăm. Ok, o să-i dau un share screen. Să-mi dați de știre dacă îl vedeți și dacă mă auziți ca lume. Ce auzim? Ok. O să povestim mai cu Alex despre abordarea care am luat-o la dormi, o abordare pragmatică, dar noi suntem în contextul de post-market fit. Adică ne trebuie un pic mai multă rigoare în care facem lucrurile. Un pic de context, că o să fie important pentru slide-urile următoare. Noi vindem brazen panties în state și suntem destul de tech-savvy. Avem o echipă de ingineri în București. Stăm pe Google Cloud și avem microservicii peste tot. Și în același timp încercăm să ne mișcăm rapid și să scalăm mai departe. Asta suntem ca companie. Sper, Bogdan, că I did not misrepresent. Iar ca practiționer, eu și Alex,
Alex face parte din Data Engineering. Ei sunt un platform team care au grijă de Data Warehouse și Data Lake. Iar noi în Data Science, noi tot construim sisteme, dar suntem mai mult focusați pe problem solving decât să construim platforme. Ecosisteme, da, platforme mai puțin. Și noi ne ghidăm de anumite principii. Să fim pragmatici, să păstrăm lucrurile cât mai simplu și să lucreze bine împreună, să fie composable. Și de asemenea să avem un developer experience foarte bun. Și de asemenea o să vedeți că DAG-uri apar peste tot. Adică ce e DAG, o țeavă, direct de cyclic graph. Ok, și deci totul e bine și excepțional? Păi nu chiar. Pe partea de data engineering avem niște proiecte mari. Un DVH e un efort enorm. Să ai un data lake în care torni date din multe surse, iarăși e un efort mare. Să împarți datele pentru analytics la user, same thing. Și vrei să lucrezi iterativ peste toate trei chestii, având trei oameni în echipă, unul dintre care e PO. Iar pe partea de data science, aceeași idee. Ai algoritmi și modele în Python și vrei să expui predicțiile alea către user să fie folosite, nu doar să spui ce cool, am antrenat un model. Și cum treci de la experiment la producție, iarăși, it's damn hard. Și apoi avem niște probleme comune. Deci am fost low on resources, ani buni. O mare parte din țevile de date sunt în BigQuery. Deci BigQuery is amazing și ne ajută foarte mult cu preprocesarea de date. Întrebarea e când devine complex, cum le organizezi? Cum ai observability peste ce se întâmplă și cum te asiguri că datele sunt de o calitate bună? Și de asemenea, că suntem puțini oameni, nu vrem să facem management de infrastructură. Știm cât de dureros a fost de menținut o mașină virtuală pentru DVH sau pentru modele. Pe de altă parte, nouă nu ne plac vendorii. Adică un pic așa ne irită când încearcă să ne bagă pe gât o soluție cu TensorFlow. Și de asemenea, întrebare, cum faci deploy la chestiile care le ai în Python? Și de asemenea, cum păstrezi totul expresiv ca să fie interpretabil? Ok, și încerc să desenez o hartă despre cum arată. Păi, noi avem multe microservicii. Cred că în forumul ăsta s-a vorbit mult despre microservicii. Toate datele ajung prin PubSub într-un data lake și data lake-ul ăsta are un job by taking all the data. Pe de altă parte, DVH-ul e DVH clasic, fie data vault sau cum ei spune, el ține tot istoricul și îl ține într-un mod consistent. Iar pe de altă parte avem un sandbox care îi expune datele către user și către echipe și de asemenea către noi la data science. Și fiecare bucată din harta asta are un secret sauce. De exemplu, data lake-ul are un feature de automated spin-off la funcții care îți încarcă datele. Iar DVH-ul e foarte decuplat în modul în care e implementat și contracte sunt peste tot. Ok, și acum las pe Alex să prezinte pe partea de data warehouse. Super. Din toate aceste componente pe care le avem, am zis să prezentăm un pic partea asta de operaționalizare pentru data warehouse, pentru că avem o grămadă de lucruri de spus și despre data lake, cu siguranță, sandbox, cu siguranță plus alte mici servicii pe care le-am construit, care să ne ajute ca toate aceste lucruri să le putem monitoriza, să exact ce ziceam, Mihai, să avem calitatea datelor. O să intru puțin așa în poveste. Data lake-ul nostru este data warehouse-ul este un data warehouse normalizat. Asta înseamnă că avem cam câte data point-uri, avem cam atâtea tabele, ele trebuie să ajungă, datele din data lake trebuie transformate să populăm toate aceste mici, toate aceste tabele care sunt versionate. De asta a scris Mihai mai devreme, sigur, a scris slide-ul de mai devreme că I have a perfect memory, the data warehouse has a perfect memory, știe exact ce s-a întâmplat și acum 2 ani și în ce stare e orice data point, a fost stările prin care a trecut.
Și pentru asta noi scriem SQL. Noi ne transformăm, le scriem în SQL și atunci lucrurile trebuie să ținem undeva, să versionăm și codul. Nu mai avem și versionarea de date și să avem consistență și poate să trecem să avem versionare de cod. Și avem un repo de Git în care punem SQL și după aceea se pune problema, ok, bine, eu vreau să ajungă codul ăla imediat în producție. Nu vreau să mă duc, eu l-am pus pe Git, ce fac, mă duc, rulez de mânuță, nu. Și aici intervine partea de GitHub Actions, pe care noi am ales-o ca soluție, ne-a fost foarte la îndemână, am descoperit că este foarte simplu, aveți un exemplu în dreapta, ce face pentru partea de SQL. Da? Noi am împărțit în două componente, avem SQL Dry Run, un Dry Run în care odată ce ai dat un pull request, vrei să vezi că codul ăla de SQL chiar funcționează, ai toate dependențele, după aceea tu vrei să zici, băi, ok, acum totul e regulă, când am apăsat merge, vreau să se ducă în BigQuery. Și cum îl trimitem? Îl trimitem pe PubSub, avem această paradigmă pe care o folosim foarte des. PubSub cu Cloud Function. PubSub în partea cealaltă, pe topicul respectiv, ascultă un Cloud Function care pur și simplu se duce și zice, băi, folosim Python, că și noi suntem un paradigma de Python, aici e scris în Python. Păi, BigQuery, uite, ăsta este SQL-ul, te rog, eu rulează. Și așa au ajuns în producție toate view-urile acestea ale noastre care fac transformarea. Și zic, super, super, a ajuns codul, dar noi trebuie să-l orchestrăm cumva, el trebuie să se permanentizeze, trebuie să mute datele în niște tabele permanente. Și aici intervine partea că am scris lambda etl, e un nume pe care ELT, pe care noi l-am dat procesul nostru de orchestrare și de permanentizarea datelor. Ce se întâmplă? Cum funcționează? Zicea și Mihai, DAG-ul este o țeavă, da? Este fix o țeavă, nu se uită înapoi, tot timpul înainte merge. Și avem niște template-uri, cum e template-ul de jos, în care pur și simplu este de a crea un tabel, da, din alt tabel, care are niște parametri. El este o chestie generală și poate zici procesul. Păi e un proces ce vreau să-mi definesc. Și după se observă, sunt jisoare, da, ca să spunem ce sunt. Și procesele astea ce sunt? Băi, vreau să-mi definesc parametri în procese. Și pe aia, da, vor zic, băi, eu vreau să rulez toți pașii ăștia, toate procesele astea. Cam asta reprezintă. Și l-avem, ca și pentru SQL, avem funcționalitate, vrem să vedem, că integritatea JSON-ului, că este corect ce punem noi acolo, că este funcțional, în sensul că nu poți să ai un proces fără să ai un template, nu poți să ai un DAG în care să apelezi un proces neexistent, date nule, astea pur și simplu se apelează la fel într-un GitHub Action, se apelează un script de Python, se zidici niște resurse de Python, se alezi niște librării ce am fost, nu știu, pandas, niște lucruri super simple, câteva linii de cod. Iar după aceea, din nou, îl trimitem către PubSub. Și în PubSub pur și simplu ascultă pe topicul respectiv, ascultă iar un Cloud Function care zice, opa, am primit un mesaj, ce fac? Îl arunc în BigQuery. Nu-i fac nimic, nu-l transform, nimic, am aruncat JSON în BigQuery. În BigQuery avem niște funcții, niște UDF-uri, da? User Defined Functions, care e exact cea din mijloc, în contrast, Create or Replace Function, care pur și simplu îi dăm structura JSON-ului și el știe să-mi spargă din forma JSON-ului în formă tabelară. Și așa au ajuns într-o formă tabelară. Și partea asta este partea de, tot ce se scrie acolo în zona de BigQuery, este partea de metadate pentru procesul nostru de rulare, în care rulăm acest DAG. Și avem un Cloud Function care primește un mesaj de la un Cloud Scheduler. Ce e un Cloud Scheduler? Este un cron job care trimite un mesaj către, poți să-l pui să trimite un mesaj către PubSub. Și în cazul nostru se zică, trimite mesajul DAG-ul 22. Și ăla știe că începe să ruleze toți pașii pe care le are DAG-ul respectiv. Și cum rulează? A rulat primul pas. Ce înseamnă că a rulat? Înseamnă că a înlocuit, a adăugat parametrii respectiv template-ului. Și după aia a zis, BigQuery-ului, te rog frumos, rulează-mi acest pas. Și după aia trimite un mesaj mai departe către PubSub, următorul pas, până când el verifică în același timp, verifică dacă mai există pași.
Cam asta este în mare. Legat la toate aceste cloud functionuri, tot ce avem noi, noi mai avem două servicii super, super light de logging și de Slack. Și le legăm peste tot. Practic, orice serviciu, orice eroare are, o trimite pe un topic, pe două topicuri. Unul ascultă un Slack service și unul ascultă un log service. Inclusiv funcțiile de mai sus, în care scrie Run SQL Transformation, Views și Write to BigQuery, toate așa ceva. Și on top of Data Warehouse și Lambda ETL, de întrecut, aici avem un Data Quality pe care l-am dezvoltat de curând, tot un alt serviciu care ne permite o și mai bună o monitorizare și a datelor și observabilitate la nivel de date, numai la nivel de cod. Ok. O să încerc și eu să continui mai departe. Două observații. Cred că ar fi util să vă încadrați în vreo 10 minute cu ce continuă și aveți și o întrebare. Eduard vă întreabă, în primul rând, dacă îți vine să te închizi săptămâna mare anyway, cum monitorizați tot setup-ul ăsta care e puțin codat, sunt multe componente? Păi, tocmai spuneam, pentru orice cloud function, deci inclusiv runner-ul ăsta are, se trimite alerte pe Slack, avem logging, avem un data quality în sensul de duplicări de query, validități închise, valori nule, nu ținem așa, și multe, multe, multe alte lucruri de genul ăsta. Așa îl monitorizăm și multe alerte. Și în plus oamenii îți dau de știre. De exemplu, când e ceva, eu sunt primul care bat în ușa lor. Sau ai și tot satul care ajută la data quality. Adică userii, voi ca data scientist. Dar Mihai, vreau să zic un lucru foarte mișto. Ieri am fost într-o întâlnire cu cei de la business, știi, și acum două zile ne-a picat ceva pentru unde noi publicăm revenue companiei și faptul că am avut toate alertele astea, am ajuns înaintea business-ului, am dat mail și business-ul a fost wow, că am avut, i-am zis, mamă, nu v-am scris noi și am fost, este, ne-am atins scopul, ăsta este scopul. Aici ai juranță. Ok, I will go next, să evităm pauza asta awkward, dar dacă sunteți interesați de data warehousing, cu siguranță răspundem după. Pe partea de data science se întâmplă multe lucruri, dar vreau să mă concentrez pe cazuri când vrem să integrăm cu alte servicii. Nu spun că batch computing e ușor, dar e un challenge rezolvat. Folosește un framework. Sunt tool-uri foarte bune pentru asta. Dar e mai fun când ai o aplicație de exemplu de demand forecasting sau trebuie să dai niște recomandări pe site în timp real. Ce faci? Noi ne-am oprit, noi folosim Cloud Run la greu, care e ca Cloud Function, doar că poți să-i definești environment-ul dintr-un container de Docker. Vă știți mai bine standardele de Knative. Noi îl folosim mai mult din perspectiva userului și nu ne-am mușcat prea mult că nu știm prea bine ce stă în spate. De exemplu, în cazul dat am avut un use case de recomandări real-time pe website și era un real concern. Asta macină multe date. API-ul de Cloud Run, el trebuie să se ducă într-o bază de date rapidă, să-și tragă niște date, să ia real-time și să parseze niște quiz-uri care le completează clienții și produsele pe care le-au selectat. Și pe de altă parte, noi trebuie să facem tot calculul ăla, să iterăm prin multe produse, să găsim size-ul potrivit și care ar putea să le placă mai bine și asortimentul potrivit. Păi, până la urmă, totul a funcționat.
în Python. Nu a fost un limbaj mai performant. Cum am făcut asta? Păi, în primul rând, ne-am asigurat că țevile de date care încarcă inventarul și detaliile despre produse ajung în memory store. E un Redis. E un Redis de managerit de Google. Adică nici nu ne-am atins de el, l-am deschis și a funcționat. Și Firestore, la fel, document database, am turnat datele acolo și o folosim ca fallback, în cazul în care okay, se întâmplă ca asta să fie în downtime. Codul pentru stylist API am iterat peste el în Python și Jupyter Notebooks. Așa, local, să prindem logica. Am învățat și noi un lucru sau două despre software design cu aplicația asta. Am înfășurat într-un container de Docker cu un framework de HTTP, Fast API, nu contează, oricare poate fi folosit. Și l-am urcat pe Cloud Run în câteva comenzi. Iar pe deasupra, ca băieții de la website să, și fetele să-l consume, Google are un offering de GCP Gateway. Adică eu nu vreau, noi nu știm JSON Web Tokens și chestii de astea. Iar noi am scris codul aplicației, iar GCP Gateway are grijă de autentificare și restul detaliilor. Și acum, care sunt, ce am învățat din toată istoria asta? Păi, foarte multe probleme nu sunt de MLOps. Trebuie să învățăm ca echipe de data science, de la developer, de la DevOps, să modelăm mai bine și să fim aware de domeniu. Și doi, unde ne ajută? Păi tooling-ul ne ajută. În filozofie noi avem ceva foarte similar, dar folosim DBT. Ce e DBT? Noi tot avem DAG-uri care calculează date în BigQuery. Și DAG-urile alea sunt fișiere de SQL, view-uri. Iar fiecare view poate să referențieze alt view. DBT-ul ce face? Trece prin tot DAG-ul ăsta, se asigură că poate să-l compileze, nu există erori sintactice, și apoi îl încarcă în BigQuery. Iar noi ce facem? Odată ce e încărcat în BigQuery și codul e valid, apoi mai testăm și datele. Oare sunt și datele bune? Și pentru asta facem niște tabele de staging. Dacă totul merge bine, ele sunt promovate în producție. Dacă nu, primim o alertă și ne uităm ce s-a întâmplat acolo. Și mecanismul ăsta îl folosim și pentru aplicația de demand forecasting. Tot avem niște API-uri care îți întorc predicții. Tot avem niște date în spate. Acolo și mai naiv, acolo sunt din Google Storage, din cauza că nu ne pasă de performanță prea mult. Iar aplicația poate liber să le consume ca rest APIs. Ok, și acum trecând la learnings, sunt întrebări pe partea asta, dacă nu ne grăbim prea tare? Văd că nu. Ok. Și acum aici am învățat. Trebuie să menționez că asta e rezultatul la ani de iterație și it's not even in its final form. Așa că ce am învățat pe partea de data science? Recent am fost la un talk și mi-a plăcut titlul enorm. Build systems, stop hacking solutions. Ce v-am arătat e un first class citizen, integrarea cu alte aplicații. Unu, să-ți înțelegi domeniul. 2. Understand by neighbor, cu cine te integrezi și ecosistemul. 3. Testează-ți datele și clar curățele. Și 4. Încearcă să descoperi principiile. De exemplu, noi avem o abordare foarte diferită decât să luăm, să ne băgăm pe un ML platform. Do whatever works best for you. Și Alex? Da, pentru noi chestia asta pe care am scris-o de cuplare și simplicitate, da? Sunt niște lucruri pentru care noi clar, adică ne-am descoperit că lucrurile simple, chiar, adică care sunt absurd de simple uneori, sunt super eficiente de multe ori și nu-ți dau bătăi de cap foarte mari și chestia asta că de când ne-am implementat toată partea de CI/CD și
pentru că sunt mai multe, mult mai multe lucruri de spus și pe parte Python și cum ziceam Mihai decât ce am prezentat. Ne-au simplificat viața super mult, am devenit mai rapid cu siguranță. Dev experience, deci experiența este, nu se compară cu viața de dinainte. Cu siguranță am descoperit că în tot procesul ăsta de extract, load, transform, ar trebui să lăsăm BigQuery-ul să facă partea de transformare. Este un monstru și e conceput pentru așa ceva. Adică noi nici măcar nu atingem, adică datele noastre sunt super puține pe lângă ce poate el să facă și atunci ar fi absurd să nu îl lăsăm. Și partea asta de descoperit că monitorizarea și data quality cu siguranță am învățat că ne fac să dormim mai liniștiți noaptea. Sau măcar dacă să ne alerteze când dormim liniștiți. Dacă poți să continui, dacă ai început. Da, și pe partea de lucruri pe care clar, adică sunt niște lucruri pe care le spune oricum persoane care ajunge în situația noastră, e că, sau, de exemplu, asta primul lucru este chiar de la început, să se folosească un data warehouse normalizat. Îți permite să recreezi după aceea datele cum vrei tu și să le există această diseminare mai departe după dorințele business-ului, după nevoile business-ului și este agnostică de sursă, ceea ce este extraordinar. La fel, partea asta de simplu, noi am descoperit cloud function-urile pentru orice acțiune super ușoară. Este efectiv să dă deploy o linie de cod pentru deploy, are automat îți pune și memoria de care ai nevoie, 256 de mega, noi atâta folosim pe ele, deci efectiv, deși ele pot să ajungă la 4 giga memoria, deci nouă ne ajung 256, m-am uitat pe toate graficele, nu avem nimic care să are mult de 150 de mega. Și clar, decuplarea asta a serviciilor te ajută dacă e clar, pentru că din principiul nostru, în principiu din software engineering și din microservicii, e clar că atunci când ne-a picat ceva, nu știm unde să ne uităm și debugging-ul e mult, mult mai rapid. A cost corect, scuze. Scuză, Mihai, ai dreptate, cost. Un exemplu, tocmai am decomisionat DataOps, care este un managed, este un Apache Beam, mă rog, managed de la Google pentru niște țări, pentru Data Lake și l-am locuit cu Cloud Function-uri și în loc să plătim 3.000 de euro pe lună, plătim 50 de euro. Adică... Da. Și pe partea de Data Science, vreți nou silver bullet, la fel ca și pe Data Engineering, am uitat să-i dau copy-paste. Sorry. Am învățat o chestie în ultimele 3-4 luni. Să nu fim prea radical cu serverless. Un VM ca un număr pe zi îți face bine. VM-urile sunt făcute pentru number crunching și câteodată sunt foarte convenient. Noi ne-am dus un pic prea extrem cu serverless și acum introducem din nou mai multe workload-uri pe VM unde are sens. Start simple și înainte să alegi un framework sau să faci commitment la o platformă, încearcă să descoperi care sunt nevoile și cumva să începi de la first principles. Să lași buzzword-urile la o parte de MLOps, observability. Start simple from first principles. Ce încercăm să facem? Ce durere avem? Ce încercăm să obținem? Și cred că ultimul sfat am mai spus, dacă e procesare de batch, atunci problema mai mult devine, ok, cu excepția dacă ai volume absurd de mari de date. Dar în rest, unicul concern e cum îți structurezi bine codul, adică cum îți faci DAG-ul ăla. Și we're done. Ne-am întins un pic peste timp. Aveam bonus în caz că în breakout room cineva e interesat de detalii pe... Ce facem breakout room? Am zis că facem breakout room, o să vorbim cu toți. Ok. It's group therapy.
Da, eu vreau să vă mulțumesc în calitate de moderator Institut de Bogdan că v-ați încadrat în timp ambele prezentări și pentru good prep. Eram curios, nu știu, acum avem voie să mergem mai la liber cu întrebările, Bogdan? Nu? Tu alegi. Ok, eu, da, ăsta e stilul meu. Deci acum aș dau mai la liber, nu știu. Dacă aveți curiozități și când vedem că slip în zona inconfortabilă, îl rugăm pe, Bogdan să oprească recording-ul. Nu știu, dacă aveți orice curiozitate pentru oricine care a prezentat ceva. Băgăm tot așa pe chat sau mai dăm? Păi nu, mai zicem direct. Okay. Au dispărut slide-urile. Acel LT era intenționat, adică voi ați găsit un mod de a extrage și de a încărca și după aia de a transforma sau poți să elaborezi un pic? Da, este mod intenționat. Da, nu... Că la mine la facultate am învățat ETL-ul, știi? Și da, așa. Mi-a plăcut și aș vrea să înțeleg. ETL, da. LT este, ne facem load-ul mai întâi, load-ul în data lake, ajung datele într-un mod brut și transformarea vine exact pe partea de ce am povestit toate view-urile. Deci vine după load. Load-ul se face înainte, în acel data lake unde echipele de mulți ingineri software pe care are Adormi și multele microservicii trimit date, plus ce mai dăm și noi în alte API-uri externe, ajung datele mele luăm brut. Nu facem nicio transformare. Le punem așa cum sunt și după aia transformarea facem liber. Cred că un requirement aici e ca baza de date, ca BigQuery, Snowflake, nu știu, Redshift, să aibă capabilitățile și să scaleze, dar presupun că cu atâtea offerings, ideea e că dacă ai un MySQL, poate nu vrei să faci EOT. Dar nu era principiul că structura era fixă în partea cealaltă sau îți permite și baza aia să fie o structură flexibilă? Noi avem o structură foarte flexibilă în parte de ce trimit colegii noștri. Noi avem un principiu. Colegii noștri trimit niște mesaje pe PubSub, pe un topic de PubSub, sub forma unui JSON. Dar bine, este un string. Și noi îl luăm exact așa cum este și îl aruncăm în BigQuery. Deci exact așa cum este. Și după aceea avem o funcție de transformare. Exact cum am prezentat alea câteva rânduri, în care zicem structura. Dacă vine o altă structură nouă, adaugă un câmp, dacă noi avem niște contracte, dacă ei nu ne spun, vedeți că am adăugat, nu se întâmplă nimic. Funcția nu o să pice, pentru că nu știe că n-a apărut câmpul respectiv și nu o să-l interpreteze. Da, e foarte interesant, că de obicei știam armate de oameni care fac doar transformări, adică oameni care stau să mapeze date și... Inițial am crezut că e, nu știu, ceva intern și nice. Cred că foarte mult din ce au povestit a venit din faptul că n-am avut niciodată armată de oameni și foarte mult timp am avut singular, era omul care se ocupa de... Da, pentru mine a fost o experiență revealing să aud că cineva avea o companie care doar făcea transformări, adică aveau... Nu, serios, it's not... Gândiți-vă acum, voi ați avut un white canvas așa pe care să desenați, dar dacă ați luat knowledge-ul ăsta și l-ați duce într-o companie care are deja 3000 de oameni și they have to start on the cloud native, cum v-ați poziționa și cum i-ați... How would you grow them? Nu știu, poate e o discuție care să ne aducă înapoi la ideea asta de a extrage încă niște learnings sau cum ați extrage niște learnings pentru că am văzut de la MVP la market fit, de la un white canvas care s-a structurat, dar de la un enterprise care e blocat în ETL-uri, la ce aveți voi, aș putea să fac niște bani din asta, dacă știi. So, how do you see that? Da, aici vreau să intervin și un pic, adică practic trebuie să fii conștient că într-un enterprise o să găsești ambele abordări, de fapt. Că oricine va vrea să go under the radar și începe cowboy style,
face ceva acolo, acest dragul de el de shadow IT, se întâmplă foarte mult așa. Sau poți să faci un proiect structurat. Problema cu proiectul structurat e că dacă încerci să aplici pattern-ul ăsta valoros pe care l-au descoperit, uite, de exemplu, Mihai și cu Alex și cu Bogdan, e un pic mai mult politics într-o companie mare și concret o să fie foarte greu să treci toate elementele rețetei tale să ajungă la capăt în soluția finală. Dar e doable, adică eu am văzut ambele variante. Am văzut și Cowboy, am văzut și varianta asta, doar că trebuie să te înarmezi cu multă răbdare și efort, tot. Dar ei rezistă schimbării pentru un motiv bun. Aici vreau să give credit, știi? Pentru că de ce? Au ajuns într-un loc bun pentru că fac ceva bine. Adică să nu uităm chestia asta. De-aia rezistă schimbării. Am eu o întrebare. Pentru legat de prin ce chestii ați trecut ca să ajungeți aici. Și e un pic loud din întrebarea că știu că Mihai din două săptămâni zice gata, o să trec totul la kubeflow. După aia nu, o să trec totul la Nucleo. Nu, o să trec totul la... Ok. Și de ceva vreme nu mai spune lucruri din asta, așa că pare să s-a liniștit. Și în zona de data, din nou, avem... Am folosit, de exemplu, ăsta APA și BIM. Că și am fost și alte 1000 de tool-uri de ETL, ba făcute de noi, ba cumpărate. Și cumva, asta e întrebarea, cum, care sunt chestiile pe care le-ați folosit, le-ați testat și n-au mers și de ce? Și la fel și la Vitamin, când ați ajuns la acel, componentă open source de la Databricks, MLflow, cum de-ați ales-o pe aia? La ce ați renunțat în favoarea ei? Eu am o mică istorie cu kubeflow. Chiar că și eu mă uitam pe la kubeconf și mă uitam cum fac oamenii șmecheri de la Google lucrurile. Și chiar că dai peste kubeflow și e foarte mișto. Am aceleași containere și scalează pentru mine și mi-e loc cu GPU și am notebooks. Sună soluție perfectă. A venit hackathonul în august, cred, și am spus, băi, îmi iau un hackathon să pun un cluster, că mă descurc eu după documentație, nu știu, mare treabă cu Kubernetes, dar ok, a bubuit spectacular. Atunci a apărut versiunea nouă de kubeflow și mă gândeam, băi, cred că nu sunt eu prost în aspectul ăsta și nu-mi dau seama. Și aparent recomandarea lor oficială era de rollback, versiunea trecută. Asta a fost primul red flag, că nu am reușit să instalez kubeflow. Și apoi mi-am dat seama că nu e cam nevoie de toate componentele și că o să fie o investiție mare. Iar nu avem mulți data scientist. Sunt eu, Juma, care cred că e în colul ăsta, și Roxana, și alți oameni entuziaști care sunt capabili să lucreze cu modele, cu statistică și cu analize de date. Și e un cost-benefit. Care e costul? Să deschidem clusterul, să-l menținem, să alocăm resurse versus să o păstrăm și să căutăm soluții odată ce apar nevoi noi. Și după cum Bogdan spune, e adevărat că m-am liniștit un pic. Tot mai vorbesc cu diferiți vendori, încerc să înțeleg ce fac. Ca atunci când găsim o soluție care chiar rezonează cu noi, să știm că it would be appropriate for a particular problem. Acum ce îmi pare mișto, de exemplu, poți să-ți pui doar cu flow pipelines fără restul bloat-ului. Sounds good. Pe Apache BIM la fel, s-au întâmplat multe chestii. Noi am fost un pic unfair cu Apache BIM pentru batch. Pentru streaming chiar te costă mult. Dar pentru batch poate și are use case-ul. Acum, merită investiția? If stuff works, why break? Vreau să zic și eu ceva mic și după aia las pe George sau pe Radu să comentez.
Uite, tocmai din cauze de genul ăsta, noi în contextul ăsta de MVP to Product Market Fit alegem platforme managed. Că da, îți dai seama că putem să ne băgăm, să instalăm, no problem, adică să ne jucăm cu toate tool-urile astea. Dar adevărul e că, de exemplu, nevoia când ai un proiect fragil la început, you can sink the business, efectiv cu costul ăla pe care îl generezi. We did it. De-aia zic, am avut CTO care m-a sunat că închide serverele și nu înțeleg de ce a picat site-ul când am închis serverele. Dar de ce închideai serverul? Păi, stai să vezi. Adică tu trebuie să fii foarte, foarte, foarte atent, să te miști repede, să generezi rezultate repede și fără costuri overall mari. Că altfel nu îl lași să grow, îl poți sufoca pe startup-ul ăla. Efectiv, I've seen it. Și atunci, da, noi, de-aia e filozofia un pic diferită, dar again, there's no silver bullet, știi? De-aia noi acceptăm, tolerăm vendorii, dacă vrei să zicem așa, pentru că, nu, e un rău necesar ca să nu plătești overhead-ul ăla de ori becăire, știi? Da, anyway. Nu știu, George sau Radu, dacă puteți să adăugați detalii concrete. Dar da, sunt foarte exciting. Da. Pot să adaug și eu, cred că ok, la ce am renunțat, ne-am gândit și noi la treaba asta și ne-am avut pe radar, on radar la început, ok, de ce nu facem cu un data lake, de ce nu băgăm toate fișierele, pur și simplu le băgăm în Amazon și punem un echivalentul lui BigQuery, un Athena, și trântim SQL queries pe ele. Dar da, cumva ne-am dat seama rapid, ok, costul nu e neapărat, nu e cost în bani, e în cost în time to market. Cât ne lua să facem tranziția asta de la soluția care aveau ei? Păi mult mai mult. Și după aceea, ok, fiind tehnologii noi, pentru noi cel puțin, ok, ne mai erau și riscurile mari. Și așa au fost tehnologii noi, dar exact, faptul că externalizezi către un managed service îți reduce din costurile astea de operation. Iar da, de ce sau ok, când ești la început în MVP to product market fit, iar costurile de fapt cu resurse nu sunt atât de mari, pentru că nici nu ai, nu știu câți sute de mii, milioane de clienți regular, de fapt, pentru că plătești per use, plătești puțin. Evident, nu va scala, dar atunci, de fapt, nu, pur și simplu doar o să luăm in-house ce oferă platforma acum. Nu e ca și cum, ok, suntem locked in. De exemplu, da, când am luat MLflow, ce-am pierdut, adevărul este că ok, am pierdut ce-am pierdut. Un pic de timp, timpul de adopție, de fapt. Până la urmă, orice tool ai lua și da, mai sunt grămadă de biblioteci sau ok, framework-uri pentru machine learning, toate au aceleași concepte, care conceptele de fapt sunt ok, date de domeniu. Dacă efortul cel mai mare nu e să stai să rescrii în tool-ul respectiv, într-un anumit tool, de fapt efortul este în a mapa ce ai tu până acum sau soluțiile care tu ca data scientist sau ca ok, și ca software developer engineer, să respecte cumva conceptele de bază, să fie keys, să fie modular, să fie as they should be. Dacă reușești treaba asta, după aia portarea la o altă tehnologie, practic ok, nu e ceva daunting. Da, o să coste, dar nu prea ai riscuri. O să meargă destul de smooth. Cred că încă un aspect important e specificul problemelor pe care le rezolvi cu mele. De exemplu, la noi acum sunt serii de timp.
clar, există modele excepționale pe serii de timp, dar dacă aplici un model de deep learning și strict procurement-ul, vine Morgan și echipele cu mine după bâtă. Deci devii cu mult mai conservativ în ce tip de modele folosești și câte guardrail-uri pui peste ele. Și, de exemplu, întrebarea e cum începi. Să presupun că încă pe un anumit topic, hai să spunem, pentru demand planning, încă nu ai model în producție. Și cel mai probabil nu încep cu ML. Și atunci întrebarea e, oare platforma e de ajuns de flexibilă ca să-ți permită cu o semantică similară tot aceleași concepte, că până la urmă faci o predicție, faci un calcul, ai un bug care macină date, dar oare îți permite să-ți instalezi pachetele de care ai nevoie, să-ți configurezi environment-ul? Și chestia asta depinde absolut de ce personal ai. De exemplu, la noi suntem destul de interdisciplinari și avem know-how-ul să facem debugging la lucrurile astea, dar poate în alte contexte nu se aplică. Mă întreb dacă e cineva din sală din care ați mai rămas care folosește stack-uri în același spațiu diferite, care merg sau dimpotrivă sunt nasoale rău. Și las un timp scurt de gândire ca să nu fie awkward. Nope. Ok. Aș mai avea eu o întrebare, dacă nu pun prea multe întrebări. Rezolvăm întrebarea asta, cred că ne îndreptăm încet spre casele noastre, camere vecine din apartamentul în care suntem blocați. Da, mă cheamă pisici. Păi să fie de final atunci, dacă tot am luat-o. Pe ambele soluții sunt curios cum vedeți următorul increment și iterațiile până la el. Că și nu doar tehnologic, adică pipeline-uri, cât și echipele în sine, learning-ul, cum vor învăța ce ați făcut voi, cum se vor integra alți oameni ca să, nu știu, de la 4 oameni pe Dropbox, poate acum sunt 6 și peste un an vor fi 12. Și cum construiți pe fundația asta? Cred că în principiu next steps, desigur vedem că echipa se va crește și cred că un challenge a fost ca clientul să aibă ownership pe soluție. Adică și pe partea și am încercat să fim alături de ei în procesul de învățare sau pe partea de preprocesare a datelor, să le dăm o mai multă structură decât oferea platforma respectivă. Dar un challenge a fost ca ei să aibă ownership pe chestia asta. Și cred că a fost relativ de succes, adică au uneori chiar surprinzător, adică chiar au adoptat foarte bine și destul de repede framework-ul respectiv. Și ca next steps ar fi ce spunea George, și anume modularizarea din ce în ce mai mult și aducerea spre automatizare, spre ceva ce rulează fără să trebuiască să te uiți tu prea atent la el. Practic, divide timp. Da. Tot we chip away încă o bucățică care, ok, să încercăm să o facem independentă, ca după aia să poată să, de ce nu, să devină chiar și un microserviciu sau, ok,
un cluster. Deocamdată acum, da, toate sau și pașii din pipeline sunt, da, se rulează pe un VM. Pornim un VM, îl oprim, mă rog, se oprește automat, da. Dar da, odată ce soluția existentă de fapt de nu de ops, ci efectiv de data pipeline este modularizată, atunci o să reevaluăm, ok, what's next ca și soluție de MLOps. Și cred că mai important de spus, ei acum nu folosesc fully platforma, nu folosesc Databricks la maxim. Sunt o grămadă de zone în care, în funcție de nevoi și de lucrurile cu care se lovesc, pot să adopte din ce în ce mai multe feature-uri care să-i ajute să... Și asta a fost, da, unul din motivele, adică am vrut să facem mai ușor pentru ei adopția asta. Eu mă gândesc la noi, la partea de data, că tot vorbim de data warehouse. Noi, la noi, pentru un data warehouse, timpul e prietenul unui data warehouse și cu cât trece timpul, data warehouse-ul devine mult mai valoros și asta înseamnă o putere de înțelegere a cum s-au ajuns anumite lucruri pentru cei care fac analizele, care fac modelele, adică pentru colegii de la data warehouse, de la data science, scuze, și plus alți oameni care vor să vadă inversiuni. care vor să urmărească cum a evoluat un produs, cum au evoluat, nu știu, clienții, cum au evoluat multe aspecte. Cu siguranță, asta este un pas de poate de deschidere mai mult a data warehouse-ului decât este în momentul de față. Alt pas, cred că natural pentru noi, este ca data warehouse să nu mai ruleze o dată pe zi, ca rulează în momentul de față și cu siguranță poate rula, avem deja infrastructura și totul pentru a putea rula mult mai des în viitor, poate la 4 ori, poate la 3 ore se poate. Practic un proces, noi nu avem procese pe fiecare entitate pe care o avem, noi se cheamă produs, casă care durează mai mult de, cred că, un sfert de oră, ceea ce ne permite, ar putea permite să rulăm mult, mult mai des. Asta înseamnă că la partea de, ca să vezi și mai rapid, am putea să, momentan, DAG-ul respectiv este o serie, da? Este o serie de pași, dar el poate fi paralelizat. Noi în momentul de față nu avem asta, cu siguranță poate fi un lucru de viitor. Sunt foarte multe lucruri doar la partea asta, plus ce mai avem de sandbox și data lake, clar se vor lese de acolo multe. Așa pe scurt. Hai să închei și eu. Mi-am adus aminte răspunsul la întrebarea de 10 minute în urmă, ce aș încerca acum un feature store. Nu vreau să vă fac reclamă, dar vă fac. A apărut FIST 0.10 și puteți să testați și local. Zero dependențe, iar pe Google Cloud și pe Amazon poți să-ți alegi chestii serverless. O să încerc și eu când mai prind un pic de timp liber. Și dacă trec de la ideea asta de feature store, direcția cred că o să fie de democratizare. Noi ca echipă, there is only so much we can do. Ținem două sisteme complicate de demand planning și recommender systems. Întrebarea e cum scalăm? Păi scalezi by empowering other people. Oameni care știu un pic de Python, experții de domeniu care se joacă în R, oameni care știu SQL. Apropo, BigQuery are BigQuery ML. Acum ce se întâmplă, de exemplu, dacă un analist vine, vreau și eu un Jupyter Notebook să-l deschid. Noi îi spunem, stai, nu. Tu dacă deschizi Jupyter Notebook-ul ăla, trebuie să-l securizăm și să-l punem sub VPN. Nu știu dacă intră în NDA asta, cred că nu. Și întrebarea e cum democratizezi, cum faci ca echipa de data science sau data engineering să nu fie bottleneck-ul pentru toată echipa, pentru toată compania.
Că întotdeauna o să fie chestii exciting și exploratorii de făcut și care îmbunătățesc viața oamenilor de zi cu zi. Și într-un fel involuntar, ce v-am arătat în prezentare pe partea de deployment de modele, are o barieră mare de intrare. Noi spunem, e simplu, Python, Docker, Fast API, PyDentic, și cred că era Horia sau Bogdan, băi, ești nebun, asta îți pare simplu. Și are dreptate. Nu e simplu. Întrebarea e cum democratizăm toată treaba asta. Nu am răspunsul, tot nu mă lasă să-l dor. Dar hopefully descoperim pe parcurs și we'll get there someday. Tool-uri de business intelligence, maybe, legate direct pe data warehouse. Da, există. Avem și Looker și Data Studio, direct peste. Și asta a fost abuzat de mulți ani de zile. Practic, la noi, noi nu prea avem analiști, pentru că cam orice angajat e obsedat de Excel și ei au cam renunțat la Excel de vreo 3-4 ani în favoarea Data Studio și Looker. So, I think that's covered. Cred că era mai mult de a democratiza mai puțin partea asta de explorare și mai mult partea de a construi sisteme operaționalizate, cum zicea Mihai. Și sunt absolut geniale Data Studio și Looker. Să vă dau un exemplu. Ca în orice corporație există niște ședințe săptămânale la două săptămâni la care niște oameni vin cu niște decuri în PowerPoint, care să zicem că întâlnirea e miercuri după amiaza, probabil că a lucrat vineri, sâmbătă, luni și marți la acel deck, să facă analizele, graficele, la. Și majoritatea deck-urilor astea s-au înlocuit cu dashboard-uri de Data Studio în ultimii ani. Și efectiv zeci de ore de muncă de la oameni au dispărut complet. So it's pretty cool. Nice. Acestea fiind spuse, cred că o să stingem lumina. Mulțumesc mult că ați venit și luna viitoare facem un eveniment cu GDG, care este Google Developer Group, și o să avem niște subiecte selectate de la ce s-a mai întâmplat la KubeCon și Cloud Native Con, care urmează în câteva zile. Și e online și cred că e foarte ieftină față de miliarde de dolari cât erau înainte de pandemie. Și cu asta v-am lăsat. O seară faină și sărbători fericite. Vă doresc la toți. Seară faină. Pa. Seară faină, sărbători fericite. Salut.